În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi scoate în evidență pentru noi oamenii pe pământ și cei care ne aflăm în fața Sfântului Altar la Sfânta Liturghie următoarea esență de învățătură creștină, mila lui Dumnezeu față de om și bunătatea lui Dumnezeu față de om. Și făcându-i se milă de ei, le-a tămăduit bolnavii și neputincioșii, și făcându-i se milă de el, a spus, dați-le să mănânce. Deci iată a doua milă. Iar o a treia milă, care este tot în Evanghelia de astăzi, aduceți-le aici. Deci vedem și întâlnim un element esențial. Aduceți-le aici. Deci nu în orice loc se poate face voia lui Dumnezeu și împlini voia lui Dumnezeu. Deci de ce vreau să împing lucrul acesta? Casa Tatălui meu, casa de rugăciune se va chema. Aduceți-le aici. Adică veniți încoace. Pâinea de astăzi pe care o întâlnim în Sfânta Evanghelie, binecuvântată și înmulțită, are două laturi. Când începe activitatea mesianică Mântuitorul Iisus Hristos, îl ia un duh și îl duce în pustie, îl pune pe munte, iar în timp ce flămânzea, în timpul celor 40 de zile și 40 de nopți, a venit Satana și a spus așa, de ești Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele pâine. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos a dat un răspuns pe măsura lui Dumnezeu. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Cum se explică că se contrazice Mântuitorul Iisus Hristos pe El însuși, când în muntele Carantania îi spune diavolului că omul nu trăiește cu pâine, apoi el vine de data aceasta în pustie, într-un loc gol și sterb, unde așează mulțimile pe pământ și spune, aduceți pâinile aici și binecuvântându-le, hrănește toate mulțimile. Care este explicația? Este una simplă. Dumnezeu nu face minuni când vrem noi și ca să înțelegeți lucrul acesta, vă dau următorul răspuns. Este o carte care circulă și o puteți găsi la pangarul mănăstirii. Se cheamă Nebunul. Este vorba de viața Sfântului Simeon, cel din Amasia. Simeon și Ioan, cei doi nebuni pentru Hristos. În care, în momentul în care Caliopii, o femeie din asta păcătoasă, întoarsă la credință, îi cere cuvânt de folos, el spune, Dumnezeu, femeie, n-are nevoie de rugăciunile noastre. Dar vrea să le asculte ca să mulțească dragostea între oameni. Dumnezeu n-are nevoie de sfinți ca să mijlocească pentru cererile noastre, ci vrea să vadă modul la care noi ne apropiem de El. Dumnezeu n-are nevoie să-i tolocănim noi și să-i spunem ce vrem noi și să ne rugăm în fel și chip, pentru că El ne-a spus clar, voi nici nu știți ce vreți și nici nu știți ce cereți. Dumnezeu știe exact ce ne trebuie, dar ne lasă să stăruim în rugăciune pentru un motiv anume. Să învățăm să-L iubim pe El, așa cum și El s-a învățat să ne iubească pe noi. Deci, El s-a învățat să ne iubească pe noi. Și de ce spun lucrul acesta? Spune în Sfânta Evanghelie, judecata mea este dreaptă. Eu, precum aud, judec. Ce aude Dumnezeu? Aude tot ceea ce strigăm noi la cer. Aude tot ceea ce facem noi pe pământ. Aude tot ceea ce îndemnăm pe aproapele. Aude tot ceea ce spunem în rugăciune și aude tot ceea ce cerem de la El și pentru cine cerem. Și în momentul acela, noi suntem sub directa protecție divină a lui Dumnezeu. Și iată-ne aici în cazul de față, când astăzi vedem împărțită pâinea în două categorii, pâine rea și pâine bună. Și aici mă duc și vă dau exemplu. Pâinea cea rea,
despre care a spus Dumnezeu că omul poate trăi și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu, este pâinea dobândită în mod necinstit. Și cineva va spune, vai, dar ce înseamnă asta? Vă spun eu. Înseamnă să lucrezi în sărbători, că nu-ți ajung banii. Înseamnă să nu te rogi. Înseamnă să trăiești numai pentru trup. Înseamnă să uiți că Dumnezeu plouă și crește pâinea în spic ca să poți tu să ai ce frământa. Spune, vai, ce plutar, ce pâine extraordinară. Nu e extraordinară pâinea. E extraordinar Dumnezeu că a dat vremea să se coacă pâinea. În momentul în care mănânci fără să mulțumești, mănânci fără să te rogi, tot pe Dumnezeu îl jignești și îl rănești, și mai mult decât atât, o altă pâine necinstită este pâinea lăcomiei, în care omul devine mărlan, avar, parșiv, nesimțit, egoist, escroc, nesătul, înfumurat, încrezut, cu impresii, se sparge tot în figuri. De ce? E mare, e tare, are bani, are putere. Aceasta nu-i place lui Dumnezeu. Deci aceasta este pâine necinstită. Despre această pâine a spus Iisus Hristos diavolului că omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Și unde întâlnim lucrul acesta? În cea de-a treia cerere. Închină-te mie și toate celelalte ți le voi da ție. Cine slujește lui Mamona nu are de suferit. Cine slujește lui Dumnezeu are încercări. Cine face voia lui Sarsailă n-are absolut nicio încercare. Iar creștinii noștri ortodoxi, reduși câteodată la gândire și la cugetarea duhovnicească, spune, da, să știi că chiar mă simt scârbit, că la biserică mă duc, de rugat mă rog, de închinat mă închin, rugăciuni fac, postez și uite, tot rău merge, iar ăla nu face nimic și îi merge bine. Sigur că îi merge bine. Acela a făcut pâine din pietre la porunca diavolului când i-a spus, închină-te mie. Deci asta este prima pâine de care voi nu trebuie să aveți nevoie. Pâinea cinstită este pâinea pe care o cumperi tu din munca ta și o mănânci făcându-ți cruce când te pui la masă, când te scoli de la masă, când o împarți cu cel din colțul străzii care are poate mai mulți copii, nu cu pârlițe și golane, și în momentul în care la oala ta de borș aburind mai pui un castron în plus și pentru un străin. Deci aceea este pâinea cea cinstită. Este pâinea cea adevărată. Și o să vedeți imediat de ce vă spun lucrul acesta. Un alt motiv, aceeași pâine de care vorbim noi, hrana Sfintei Scripturi, se transformă automat și în pâinea cea spiritualizată. Cine dintre voi poate să știe ce înseamnă pâine spiritualizată? Veți sări și veți spune Sfintele Taine, sub nicio formă. Aceea este o altă pâine. Pâinea spiritualizată este acea jerfă și rod pe care omul îl pune în sacoșă, îl pune la biserică, la sfințit și spune așa, părinte, binecuvântați-mi niște bucate, părinte, binecuvântați-mi niște produse, părinte, binecuvântați-mi și mie niște cutare. În momentul în care se face litia sau slujba de vecernia serii în biserică, este o rugăciune, Doamne, Cel ce ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie, însuți trimite Duhul Tău cel Sfânt și binecuvintează pâinile acestea, grâu, că dacă am binecuvântat pâinea, pentru ce mai binecuvintez grâu? V-ați spus vreodată întrebarea, cum poți binecuvintez un produs de două ori? Grâu e rădăcina pâinii. Pâinea e fructul grâului. Deci noi întâi semănăm ca să mâncăm. Hristos a făcut același lucru. Întâi a semănat pâinea în lume și apoi a dat-o lumii să o mănânce. Și pe ce criteriu a mers? A mers pe criteriul timpului. De ce? Pentru că Adam și Eva au refuzat veșnicia și atunci l-au obligat și pe Hristos să refuze veșnicia. A trebuit să coboare din sânurile tatălui în sânurile mamei, suvrem, a pământului.
În momentul în care Adam și Eva au îndiavolit veșnicia, pentru că au adus moartea veșnică și stăpânirea diavolului, Hristos a venit și a înveșnicit timpul și l-a transformat în timp spiritual sau în timp de așteptare. De aceea în Scriptură veți vedea spus vremi, vreme, vremuri. Adică timpuri mai lungi sau mai scurte de lucrarea lui Dumnezeu în actul de mântuire a lumii. Și unul din aceste acte a lui Dumnezeu este și această creștere a pâinii. Întâi crește în pământ, că spune pământul bun va aduce 30 de boabe, 60 de boabe, 90 de boabe sau 100 în pilda asemănătorului. Dar tot în Scriptură spune și psalmistul David, deși va omul la lucru său și la lucrarea sa până seara. Deci omul lucrează și seceră, cum spune apostolul, iar Dumnezeu hrănește și crește. Deci întâi și întâi de toate Dumnezeu a binecuvântat cosmosul ceresc să fie în armonie cu cosmosul pământesc, ca ploaia la bună vreme să ne dea nouă spicul de grâu. Și cine a primit acest? Cine a primit acest nume de spic nearat? Maica Domnului, Biserica. De ce spic nearat? Pentru că nu s-a făcut de mână de om. Maica Domnului nu este produsul societății umane căzute, ci este produsul societății spiritualizate. Când spun drepții dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, nu spun Ion și Vasile, care erau miniștri sau directori sau ingineri sau nu știu ce funcție aveau. Nu! Erau doi oameni simpli și temători de Dumnezeu, care neavând copii s-au dus la templu să aducă jertfă și au fost izgoniți. Și s-au rugat până Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și a spus ce vom avea, vom dărui biserice. Deci iată de ce timpul pâinii este și timpul grâului. Și dacă deschidem bine Noul Testament, ce găsim la timpul grâului? Că pe când un om bun a arat și a semănat și a pus numai grâu curat, la miezul nopții, un om rău a venit și a aruncat neghine. De ce a aruncat neghinele? Ca să mulțească răul în lume, zâzaniile, așa scrie în Evanghelie vechi. Când a venit și a văzut ce este în tarla, s-a dus la stăpânitor și a spus, păi ce facem, că este totul năpădit de neghină, de zâzanii. Și a spus, să le smulgem, să le dăm foc. Nu, 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 nu. Lăsați să se coacă dinpreună. Ce înseamnă să se coacă dinpreună spicul cu neghina? Este exact timpul pe care îl trăiți, este timpul pâinii, care timp ce înseamnă? Timpul de la înălțarea Mântuitorului la cer până la a doua lui venire. Și acesta este timpul pâinii. Omul mănâncă trei pâini, una mizerabilă de care am vorbit, una spiritualizată despre care vorbim acum, adică pâinea binecuvântată, munca trudnică, cinstită și curată. Munca trudnică despre care a spus Mântuitorul Adam, în sudoarea Dumnezeul Adam, în sudoarea feții să-ți câștigi pâinea, mâncarea. Dar, întorcându-mă la timpul pâinii, ce găsesc? Sau ce reiese important? Vă spun tot eu. Să nu rupem cumva neghine și să blamăm și spice, să le chinuim, să le rupem, să le stricăm. Să lăsăm deopotrivă să se coacă, iar la vremea secerișului vom da neghina deoparte la foc, iar grâul vom da la jitniță. Adică, capitolul 13 și 11 din Apocalipsă. Ce spune acolo, la capitolul 11? Cela ce face bine, să facă în continuare bine. Cela ce face rău, să facă în continuare rău. Că eu vin, iată eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Și acum întrebarea mea secundară spune,
îți cere în Apocalipsă să faci mucenicie mai înainte de mucenicie? Nu. Îți cere în Apocalipsă să inventezi tu o altă evanghelie? Nu. Îți cere ție în Apocalipsă să faci tu o altă tâlcuire? Nu. Îți cere ție în Apocalipsă să vii tu și să te pui în fața diavolului și să-i spui, nu, eu te opresc, stai că eu stopez Apocalipsa? Nu. Și de ce vă spun lucrul acesta? Tocmai cu un scop anume. O altă pâine, o altă pâine despre care a vorbit Mântuitorul în Scripturi este și aceasta. Nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Deci iată un alt fel de pâine. Un alt fel de pâine. Și atunci păgânul vine și spune, da, Doamne, dar și păgânii sau câinii mănâncă de la fărmăturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Deci ce suntem noi de fapt ortodoxi în fața naționalității universale pământești a lumii în care ne înconjoară? Suntem stăpânii pâinii. De ce suntem stăpânii pâinii? Pentru că deținem învățătura cea sănătoasă a Evangheliei. Deținem pâinea cea adevărată. Am văzut lumina cea adevărată, am primit credința cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc. Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Deci, iată încă o formă de pâine. Deci nu vii tu când îi liniște și pace și împingi biserica într-un scandal mediatic în care le spui la oameni, n-ai voie să te împărtășești că ai carnet cu chip, n-ai voie să te spovedești că ai carnet cu chip, n-ai voie să te închini să intri în biserică că ai buletin cu chip. Astea stâmpenii, băi, fraților. Treziți-vă la realitate și nu mâncați pâine falsă. Nu ți-a cerut guvernul, statul, președintele și legile țării să te lepezi de dreapta credință. Nu ți-a cerut să te lepezi de Hristos. Nu ți-a cerut să scui liturghia, să dai cu pietre în duhovnic, să nu te duci la spovedit, să nu te duci la împărtășit, să nu te duci la mâncat pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pentru că pe el l-am la îndemână, pentru că i-am citit viața mai des, era general creștin în armata romană. Vă dați seama, împăratul, dacă știa că el e creștin, nu-l făcea niciodată general, i-a dat o funcție și-a asumat o răspundere, un risc. Și-a văzut de treabă. Ăia se închina la idol, el își vedea de dreapta credință, că așa trăise în Lida de la mama lui, care era credincioasă. Într-o zi împăratul i-a spus, iei oastea, te duci și prinzi creștinii și-i omori, ori slujesc idolilor, ori îi omori. Și ce-a făcut Sfântul Gheorghe? A făcut următorul lucru, împărate, și eu sunt creștin, nu pot să fac lucrul acesta. Ce întâlnim în acest element de viață de Sfânt? Că în momentul când a fost vorba de mărturisire, a mărturisit. Dar în momentul când a fost vorba de liniște, a făcut liniște. Deci nu vii tu și tragi cu bombe în ideea că va fi război. Nu vii tu și pornești artileria antiaeriană și bombardezi aeroportul că o să pleci un avion. Așa este și acum. Noi am uitat de patim, am uitat de curvării, am uitat de beții, de toate fără de legile, de toate dezmărțurile, de toate nerușinările care se întâmplă în lume și ne-am făcut mari apărători ai documentelor fără chip. Nu te trimite nimeni ca necatul să-l iei, nu-ți cere nimeni să te duci să te pecetuiești și nici nu-ți va cere niciodată, dar nu te apuci tu și împarți România în două și faci polemică și îi tulburi pe oameni de nu știu încotro să meargă
Și vine și spune, și părinte, nu mă mai pot împărtăși niciodată, că eu am luat carnet de conducere nou. Și ce treabă are carnetul cu împărtășania? Păi așa mi s-a spus la un părinte. Zic, mă, ți-o s-o fi spus, zic, uite, postește frumos 3 zile, citește-ți rugăciunea de împărtășanie și vino și te împărtășești. Nu, părinte, dar mi-a spus că n-am voie. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți descopere că ai luat-o pe arătură. Deci aceasta este o pâine a Scripturii învățată greșit. A spus cineva într-o zi, că decât ne spune părintele Calistrat povești la predică, mai bine ne spune lucruri serioase. Uite, astăzi vi le-am spus pe cele serioase. Mâncați pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Aia e singura scăpare. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Când se vor corecta Scripturile, va trebui pus o virgulă și scris: cine are chip nu mai intră în viața veșnică. Astea sunt invenții omenești, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vorbesc, ochii au și nu văd, picioare au și nu umblă, și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Spune psalmistul David: și orice sfat veți sfătui, risipi-l va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Deci nu-ți cere nimeni să te duci, să te precetuiești, dar nici nu-ți cere nimeni să te rupi de biserică în mod involuntar, că nu știu ce ți-a spus ție, nu știu cine. Deci cine se departe de pâinea cea vie, se departe de mântuire. Asta e ținta care trebuie să o păzim. Voi știți care este chipul pus în om de Hristos, de la botez și de Dumnezeu Tatăl de la facerea noastră? Când Sfânta Treime ne-a conceput, ne-a pus sufletul. Ce are sufletul? 3 calități. Nu moare niciodată, e nemuritor și veșnic, ca să fie de o ființă, să fie de o potrivă cu Dumnezeu, să aibă cu cine vorbi Dumnezeu, că ăla-i înger mai târziu. 2. Ne-a pus conștiință, care-i varga lui Dumnezeu, să știm să discernem între bine și rău. Și ne-a pus puterea cuvântătoare să comunicăm cu Dumnezeu. Că așa ar comunica și vaca, și pasărea, și oaia, și porcul, deși ele în legea lor comunică. Deci se spune că au fost sfinți în vețile sfinților, care știau limba animalelor. Deci starea adamică din rai. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că primul chip în om este conștiința. Deci asta e de natură divină. Când te duci la judecată, ați văzut vreodată un pașaport sau un buletin biometric, are o bandă neagră. O bagi într-un aparat și pe ecran apar toate datele tale. Și conștiința, când trece prin fața picioarelor tronului Sfintei Treimi, apar toate datele, alb sau negru. Și Mântuitorul dă un singur răspuns: nu vă cunosc pe voi, blestemaților. Deci nu apare cu fotografia, cu ce? Cu chipul icoanei sale. Ce este omul? Chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce este omul dacă nu icoana Tatălui? Ce este omul dacă nu icoana Creatorului Său? Și ca un pictor. De ce preoții când pictează o biserică spune: a, nu le-au pe ăla că nu-mi place cum pictează? Ce are acel pictor? Are defectul picturii, deci nu face icoane, face caricaturi. Așa și noi. Singur ne caricaturizăm în fața lui Dumnezeu. Deci acolo, în loc să apărem cu o icoană conturată bine, dimensionată, exactă, cu aureolă, cu chip, cu strălucire, noi mergem strâmbi și cocoșați și întortocheați și negri și uricioși și fără aureolă, după cum au fost faptele noastre. Așa spunea Antonie Plămădeală, marele mitropolit a Ardealului, un om cultivat. Omul singur își zidește icoana în sufletul său. El se urcă în icoană, nimeni nu te urcă. Nu postul te urcă în icoană. Nu foamea, nu mâncarea, nu băutura, nu dormitul sau sculatul sau umblatul sau plimbatul, nu. Faptele tale. Dai în cap, ești negru. Furi, ești negru. Omori, ești negru. Ești răutăcios, ești negru. Ești bun la suflet, ești viu. Ești bun la suflet, ești viu. Asta este icoana chipului nostru în comuniune cu Tatăl. Deci nu avem altă icoană. Să nu așteptăm impresiile astea omenești care ni le-am făcut noi, de la cravată, papion, impresii, costum, pantofi de 1000 de euro. Nu, asta e icoana. Nu!
sufletul nostru care când trece prin scannerul cerului este alb sau negru. De ce se cântă la strană? Vai, negrite suflete! Deci e vorba de omul păcătos. În momentul în care ești corect, strălucești. Dar cum strălucesc sfinții? Din viață. Și ce spune Sfânta Scriptură și învățătura molitfelnicului? Spunea acolo la rugăciunea când te face călugă. Ea îi dă făclia mână la monah și îi spune: așa să lumineze faptele voastre înaintea oamenilor, ca lumina în sfeșnic, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Arătați-mi mie că scrie altceva în Scriptură. Un singur lucru în care spune: dacă ai un corp străin, nu intri în rai. Păi ce fac cu ăla care și-a pus cristalin? Ce fac cu ăla care și-a transplantat ficatul, că a luat ficat din alt om? Păi ce faci, vii doi oameni la judecată? Ce fac cu ăla care și-a transplantat o inimă? Ce fac cu ăla care și-a transplantat un rinichi? Ce fac cu ăla care și-a pus coxuri de oțel sau de inox la picioare, care femururile mâncate de coxatroz? Ce faci? Păi cum îi bagi pe ea în rai? Că deja sunt elemente umane acolo, acolo sunt niște treburi. S-a intervenit în unitatea trupului, a organismului. Iar trupul să meargă în țărâna din care a fost zidit, până se va întoarce în pământul din care a fost făcut. Vedeți? Odată te întorci în țărână și odată te duci în pământ. Întâi te duci în țărână, că este alcătuirea materiei, deci ce a creat Dumnezeu mai mult, mai ieftin și mai bun, că de aici mâncăm, bem apă, trăim, ne hrănim, și apoi mergem în pământul făgăduinței, adică în raiul cel veșnic. Așa că vă rog să le interpretați așa cum sunt ele scrise în Scriptură și să nu venim cu intervenții din astea moderne. Cei mai mulți s-au derutat de trei cărți. Apocalipsa 13, care este o inepție. Și cel care a scris-o, într-adevăr, are o problemă cu Masarda, deci aceea nu este o carte de citit. Cine o citește se defectează psihologic. Este o carte pesimistă, netrecută prin cenzura bisericii și prin cenzura unei comisii de teologie ca să fie în acord cu Sfânta Scriptură. Păi dacă este așa, eu dintr-un om pot să fac ce vreau eu. Pot să-i pun cap de porc, pot să-i pun picioare de cal, pot să-i pun stomac de vacă, fac ce vreau eu. Nu, Dumnezeu nu i-a dat omului un trup care să-l stăpânească. De aceea și-a spus în Scriptură: nu vă temeți de cei ce stăpânesc trupul. Temeți-vă de cei ce ucid sufletul. Care este puterea de ucidere a sufletului? Luminătorul trupului e ochiul. Dacă mi-a scos ochii, nu mai văd. Dar conștiința îi trează, tot lumina lui Dumnezeu o simte. Orbii văd? Nu, orbii sunt înțelepții, dar divin. Dar în momentul în care eu am lepădat dreapta credință, în momentul în care am îmbrățișat patimile și mi-am făcut de cap, eu sunt de mult în întunericul lui 666. Deci, acestea sunt sfărmăturile care vi s-au aruncat astăzi de la masa stăpânilor. Mâncați pâinea Sfintei Scripturi, nu învățăturile laterale. Toți sfinții au prorocit. Ați prins că majoritatea sunteți în vârstă. Când eu eram în anul 1975, un mucos, babele și moșnegii de atunci spuneau că în 2000 va fi sfârșitul lumii. Și toată lumea se mira cum va fi în 2000 la sfârșitul lumii, ce va fi atunci. Dar o profesoară de-a noastră, o femeie inteligentă și cu multă cultură la cap, a spus așa: voi, dacă veți trăi și veți prinde trecerea dintr-un mileniu altul și eu nu voi mai fi, să vă aduceți aminte cât de frumos va fi și cred că cât de mult va progresa tehnica în vremea aceea, nici nu vreau să mă închipui, zice, eu cred că se poate face sărbătoare și în cosmos, avea niște principii foarte julverniste, așa. Și într-adevăr, întotdeauna când vedeam că trec ani și se derulează, a venit și Sfânta Revoluție în 89. Prin 92 a apărut iarăși o prorocie a Sfântului Calinic de la Cernica. Se spunea așa, că în 1992 se vor stânge luminile. Ce credeți că au făcut oamenii?
și-au cumpărat orez, și-au pus pe smet, și-au luat pachete cu lumânări, și-au luat bidoane cu apă în casă, că nu știa când va fi acele trei zile de întuneric, cred că vă aduceți aminte, că a circulat multă vreme și prostia asta. Și chiar și unii duhovnici propovăduiau în particular și spuneau, vezi, ai grijă că trebuie să vină trei zile de întuneric cu Sfântul Calinic. Drag, acel întuneric, prima zi, necredința din noi, a doua, e lipsa noastră de comunicare cu Dumnezeu, iar a treia zi de întuneric este întunericul iadului pe care noi îl dorim. Noi am făcut din pământ iad, noi putem face din pământ rai. Când pui flori, când pui gazon, când îngrijești pământul, când îl uzi, când îl iubești, când îl îngrădești, când vorbești cu florile, ești ca Adam în rai. Când lași o bucată de pământ pârloagă, nemuncit, sau te judeci 10 ani cu frate tu de la el, ăla e o sursă de iad. Deci, acel pământ care te-ar fi hrănit, te-a băgat în mormânt. Deci, ăla e iadul. Deci, asta înseamnă întunericul. Iar acum, ultima prorocie care circulă, vezi, Doamne, toată lumea va fi însemnată cu 666, în chip știut și neștiut, pe frunte, cu laserul. Nu vă dați seama ce tehnică. Eu cred că ar trebui scrisă 12 volume ca la Viețile Sfinților. Iar noi, în loc să vedem de cuvântul Evangheliei, care spune frumos, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu am venit să mântuiesc lumea, nu ca să o pierd. Astea nu le citește nimeni. Toată lumea așteaptă să vină Dumnezeu cu un par și să înceapă la omorât. Stați, fraților, Dumnezeu este iubire. Știți ce a făcut în final în Evanghelia de azi? A pus, cum facem noi în fiecare sâmbătă seara, 5 pâini la picioarele lui, le-a binecuvântat și a hrănit cu ele și 2 pești, spune aici, și a hrănit ca la 5.000 de oameni afară de femei și copii. Și a mai strâns și nu știu câte coșuri, 12 coșuri de fărâmituri. Ce înseamnă 12 coșuri de fărâmituri? Arhiereul cel veșnic Hristos este în măsură să hrănească toată lumea, pentru că a lui cerul și pământul, marea și toate câte se mișcă în el. A lui aerul, a lui luna, a lui stelele, a lui soarele, a lui căldura, a lui viața, a lui tot. Și acum, venind vremea ca soarele să se ducă pe bolta cerească, unde este locul lui, soarele dreptății Hristos, la tronul Tatălui, ne-a lăsat nouă 12 coșuri de fărâmituri, ce 12 apostoli, să ne hrănească permanent din pâinea cea sănătoasă. Deci iată ce a făcut Hristos. Ne-a arătat că este o pâine sănătoasă, care? Învățătura corectă a Sfintei Scripturi. Și spune tot Mântuitorul, nu cercetați Scripturile că găsiți în ele viață veșnică, și iarăși tot el spune, vă rătăciți neștiind Scripturile. Deci, să fim foarte prudenți și foarte atenți, și chiar la modul ofticos am spus treaba asta, când cineva a comentat și a spus, zice, părintele, zice, s-a dat cu tehnica nouă. Nu m-am dat cu nicio tehnică, nici nu știu să pornesc calculatorul. Dar asta nu înseamnă că eu îmi las pravila, canonul, preoția, liturghia, proscomidia, spoveditul, împărtășitul și treaba în mănăstire și mă apuc de acum să stau să tremur cu sapul în cap, că vine laserul și îmi pune chip. Să pună, dragă, care-i treaba? Eu am suflet sau am chip? Am conștiință sau am jandarm electric? Cine e mai periculos decât îngerul meu păzitor, care se duce zilnic în fața lui Dumnezeu și dă răspuns pentru păcatele mele? Cine e mai periculos decât îngerul meu păzitor, care se duce zilnic la Hristos după ora răsăritului soarelui și spune, acest puturos azi n-a slujit, nu s-a închinat, nu s-a rugat, n-a postit, a trândăvit în pat, a pierdut vremea, s-a lenevit, a stat în aședie, în moleșală, are sufletul mort. Și Dumnezeu îi spune, du-te iară pe pământ, poate mâine îl faci mai bun. Oare de el trebuie să mă tem că vede direct fața lui Dumnezeu sau să mă tem de unealta dracului? Fraților, dracul e un tolerat. Dumnezeu putea să-l desfințeze, nici să nu existe. Dar tot Dumnezeu a spus, diavolii sunt doctorii noștri și ne arată neputințele.
Noi, dacă n-ar fi dragi, n-am fi ispitiți. Și n-am ști cât de proști sau neputincioși suntem. Pe Dumnezeu nu-L interesează nici că ai băut, nici că ai fumat, ci îl interesează să vezi tu că încă ești nestăpânit. De ce Apostolul Pavel a spus-o cu atâta înțelepciune? Ați văzut ce înseamnă finețe de apostol? Da, toate sunt îngăduite, dar nu și toate folosesc. Fă discernerea, dragă, între bine și rău, între întuneric și lumină, între Dumnezeu și mamona, singur. Păi, e bine să beau? Nu, că îmi beau mintea. E bine să fumez? Nu, că pot lua o boală. E bine să mănânc în plus? Nu, că mă îmbolnăvesc. Dacă spune doctorul, ține regim, ții. Dacă spune preotul, postește, a, nu, că e de la preot. Deci, vezi că Dumnezeu și în mod social tot la binele nostru gândește? Deci, învățați să mâncați pâinea binecuvântată de Hristos în cele cinci pâini. Și cele cinci pâini au un simbol cu totul aparte. În prescura din care noi facem Sfânta Liturghie sunt cinci pâini. Una este Hristos, cel atotputernic și biruitor. Una este Maica Domnului, care e Biserica cea vie. Una sunt toți sfinții și cetele cerești, una sunt toți vii de pe pământ cu care trebuie să fim în comuniune și una sunt morții pe care nu trebuie să îi uităm niciodată. Mortul nu are nevoie de friptură, de pulpe, de pui sau de smântână sau de brânză sau de borș. Nu, alea le dăm noi din respect ca ofrandă, cum spune Baruch la capitolul 9, înfrânt pâine și vin pe mormintele părinților noștri în amintirea păcatelor din Babilon. Dar jertfele prin oasele care le facem, le facem din respect. Mortul trăiește din liturghie. Cine își pomenește mortul la liturghie și împarte o pâine și un măr și un pahar de vin, mortul lui stă în rai. N-are nevoie de nu știu câte miliarde sau milioane de lei să faci un parastas. Nu. Astea sunt obiceiuri tradiționale care noi le păstrăm în ortodoxie, dar nu fac parte din dogmă. Dogma înseamnă prescură chipul lui Hristos și puterea Sfintei Liturghii. Citiți, era o cărticică, poate mai fi pe la Pangar, puterea celor 40 de parastase. Să vedeți efectul lor. Și cu asta v-am vorbit și de pâinea viilor și de pâinea morților. Trebuie să vă mai vorbesc de o singură pâine. Pâinea Hristos, despre care trebuie să știți așa. Se administrează permanent copiilor, că așa a spus Mântuitorul. Lăsați copiii să vină la mine. Și învățați-vă copiii să se împărtășească. Dacă până la 5-6 ani îi aduceți voi la împărtășit, după aceea vor veni singuri. Își vor aduce aminte, băi, m-a dus la biserică, eu mă împărtășeam. Iar pentru cei bolnavi care au cancere și boli grele, participați, sunt 3 masluri pe săptămână. Veniți la maslu, postiți frumos miercurea și vinerea, care poate și joia dintre ele, și iarăși vă împărtășiți pentru boli grave. Pentru vădanile curate, v-am spus, la o lună sau la 40 de zile. Deci, pâinea lui Hristos stă la dispoziția noastră, dar nu ca în galantar la magazin. Niciodată nu o să spună cineva, hai, nu iei pâine? Nu. Aici vii tu singur și ceri. Ce voi răsplăti Domnului pentru tot ce mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Da, a spus odată o așa zisă doamnă, că, părinte, dar fetița mea are 2 ani și a mâncat. Și care-i treaba? Da, uite, la o parohie mi-a zis că dacă a mâncat să nu împărtășesc. Nu împărtășesc, zic, dar de ce s-o lipsești de Hristos când spune și învățătura de credință ortodoxă, că copilul până la 3 ani e înger, nici n-are păcate, nici nu-l judeci. Da, dacă a spus părintele așa, bine, dorme acasă liniștită și nu mai împărtăși că a mâncat de dimineață. Că nu-i poți lua pachetel cu tine să o împărtășești. Deci, în spatele comodității bagi legea. Pui legea în față, că legea ucide, Duhul dă viață, dar tu fugi de el, dar în schimb îți ascunzi comoditatea. De ce să scoale mama și tata la 9 să vină să dea o prescură și un pomelnic? Las că mai bine stau până la 10 în pat și se uită la televizor sau dorm. De ce? Nu vă iubiți copiii. Solomon a spus aceasta. Cine nu-și iubește copilul, cruță varga. Și varga nu înseamnă parul, jordia, cureaua, piciorul la scaun sau bâta, coada de la sapă. Nu! Varga este și conștiința, și credința, și îndemnul, și mustrarea, și cearta, și îndreptarea, și sfătuirea, și vorba bună, și vorba mai aspră. Totul înseamnă varga. Deci, împărtășiți-vă copiii ca să fie cu pâinea cea vie și să aibă viață veșnică. Și dacă vă uitați atenți, și cu asta am încheiat, că m-am uitat la timp, spune așa,
că au mâncat ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Cum vă explicați lucrul acesta în termeni de cuvinte teologice, ca expresia Sfintei Scripturii? Ce sunt bărbații? Sunt sufletele conștiente de dreapta credință care s-au statornicit pe această cale și nu mai pot fi smintite sau clintite. Că așa a spus Mântuitorul la apostoli. Dați-le voi să mănânce, adică noi, nu alții. Și după noi vor veni alții care tot ei vă vor hrăni. Și a spus, dar n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Păi aduceți-le aici, adică la biserică cu ele. N-a spus, mergeți și împărțiți lor. Ei au trecut și au luat de la Hristos. Și de ce afară de femei și copii? Copiii nu au judecată și sunt plăcuți Domnului, deci nu intră la socoteala conștiinței. Bine, să nu vorbim la 10-11 ani când fumează singur în apartament. Deci vorbim de copii, de prunci. Și femeile ce sunt? Sunt oamenii care pot cădea și se pot ridica, deci este încă sufletul pătimaș care suferă și pătimește, dar a mâncat din pâinile mulțite și a rămas și după ei fărmături. Deci este loc, vițelul este gras, citiți în postul mare acolo când se citește la miezul nopții de înviere și sărbătoarea este bogată, veniți și vă bucurați și cei care ați postit, și cei care n-ați postit, și cei care v-ați strândăvit. Dar de ce le spune așa? Ca să vi se trezească conștiința.